Cu toate că sezonul rece nu a început încă, gospodinele din Salău sunt în această perioadă întoiul cumpărăturilor pentru proviziile de la iarnă. Mai sunt câteva luni bune până la sosirea sezonului rece și oamenii gospodari au început să-și facă aprovizionarea pentru ca pe timpul iernii să nu le lipsească nimic din cămară. La fel ca în fiecare an, piețele sunt pline de fructe și legume, astfel încât doamnele să-și poată alege marfa pentru conservat. Dar haide să vedem ce anume au pus gospodinele la conservat și cum li s-au părut prețurile. Mai puneți murături pentru iarnă, compotul? Pun. Și castraveți, și sfeglă, și ardei cu varză, și ce-am mai pus? Ardei, așa mari. Pentru umplut? Pentru umplut, da. Cum vi s-au părut prețurile anul acesta? Pe prețurile au fost destul de nici prea scump, nici tare ieftin. Păi ce se pune la cămară? Compoturi, zacuscă, tocană, bulion și nu. Cum vi s-au părut prețurile anul acesta și dacă credeți că se merită să mai puneți? Am avut la grădină. Deci dacă ați lucrat pământul, ați avut și roade, cum s-ar spune. Păi, dar, bun. Anul acesta, cu ce vă puteți lăuda? Cu gogoșari, am pus deja ardei cu varză, am pus castraveți și mai pun, mai târziu, acolo, peste săptămâna viitoare, o să mai pun gogoșari. Cum vi s-au părut prețurile la fructe și legume? Foarte, foarte scumpe. Da, n-avem ce face. Pensia e mică. Cumpărăm așa cum putem. Am pus zacuscă de vinete, am pus vinete. Prețurile cam fiecare an. Când se apropie toamna, sfârșitul sezonului, se mai ridică. La început sunt mai ieftine. Ar fi bine depus în august, că sunt și mai gustoase. Acum sunt puțin iuți vinetele, de exemplu. Puțin.